Astăzi vreau să vorbim despre o situație mai puțin plăcută, dar este o situație pe lângă care trecem cu toții și ne poate face rău într-un moment de neatenție. Mă refer la lipsa de responsabilitate asupra construcțiilor, construcții care sunt peste tot pe lângă noi, dar de cele mai multe ori nimeni nu ia atitudine și sunt lăsate așa, ca și cum ar fi apărut de undeva picate din cer. Chiar dacă iarna nu și-a făcut simțită prezența în adevăratul sens al cuvântului, am avut, cred că, așa o tentativă de ninsoare și, după cum vedeți, am primit de la un bun prieten al meu care este și membru pe canalul meu, am primit de la el o situație destul de neplăcută prin care a trecut, mașina lui fiind parcată pe locul de parcare pe care l-a primit de când și-a achiziționat apartamentul, a fost făcută, să zicem, sandwich de către zăpada care a căzut de pe acoperiș. Într-o lume normală, treaba asta nu ar trebui să existe, nu ar trebui să fie posibilă, însă noi nu discutăm despre o lume ipotetică, ci discutăm despre ceea ce se întâmplă în realitate. Cu toate astea, după un astfel de eveniment, vine întrebarea: cine este de vină, cine este responsabil și ce se putea face? Însă, pe lângă asta, mai există și necunoscuta cealaltă, unde pot rezulta victime, și asta este cel mai grav, pentru că momentele astea în care se întâmplă astfel de situații, pot spune că este un caz fericit că nu a existat nicio victimă, nu a fost nimeni în mașină, nu a fost nimeni pe lângă acea construcție, pe lângă acea clădire. Însă, dacă apar situații unde apar și victime, lucrurile astea pot fi uneori tragice. În primul rând, hai să stabilim de ce s-a întâmplat treaba asta. Treaba asta s-a întâmplat datorită acoperișului pe care acel bloc îl are. Este un acoperiș șarpantă, un acoperiș înclinat, unde ar fi trebuit montate niște opritoare de zăpadă, niște parazăpezi, care ar fi făcut cumva imposibilă o situație de genul acesta. Lipsa acestor accesorii pe care ar trebui să le regăsim pe acoperișurile noastre pot genera astfel de situații. Situații care pot fi destul de nasoale, pot fi destul de dăunătoare și pot face și victime în anumite situații neplăcute. Cu doar niște accesorii simple puteai să oprești treaba asta și nu se putea ajunge aici. Pe lângă asta, mai putea fi făcută o altă treabă. Puteau fi dispuse altfel locurile de parcare, astfel încât să nu ai spațiu pietonal imediat lângă bloc și să nu ai mașini parcate acolo. Asta este o altă regulă pe care cei mai mulți dezvoltatori nu o respectă, pentru că terenul este folosit aiurea, amplasamentul este folosit aiurea, totul pentru a fructifica fiecare metru pătrat. Asta vorbim în situația în care există acele locuri de parcare, că și asta este o altă problemă. Însă această situație pe care v-am prezentat-o aici nu este singulară. S-au întâmplat în ultimii ani zeci de astfel de situații unde mașini au fost făcute daună totală de către zăpada căzută pe acoperiș, victime care au fost date pe la știri prin tot felul de ziare și parcă nimic nu se schimbă. Acum vine următoarea întrebare: cine este de vină, cine este responsabil pentru treaba asta? Evident, păgubitul, dacă are acolo locul de parcare, nu are cum să fie vina lui. În situația asta, cel care este responsabil și implicit poartă și vina unui astfel de eveniment este asociația de proprietari, în speță administrația. Cei care de altfel vor și deconta această pagubă, pentru că așa spune legea. Așa că, într-o astfel de situație, tot ceea ce poți face este să mergi către o reprezentanță, către un serviciu autorizat, să faci un deviz al pagubei respective, pentru că ai nevoie de un document oficial, și să mergi să iei contact cu administrația imobilului respectiv, să-i aduci la cunoștință, pentru că asta trebuie făcut, prima dată trebuie abordată calea amiabilă, să-i aduci la cunoștință situația creată și ce are de plată. Și dacă vei vedea că nu vei putea rezolva treaba asta prin calea amiabilă, următoarea variantă pe care o poți accesa va fi în instanță, apelând la serviciile unui avocat. Însă nu totul se rezumă la bani. Spre exemplu, aici avem o altă situație care la fel poate fi foarte periculoasă. Și aici nu mai vorbim doar despre mașini, vorbim despre o suprafață înclinată care a preluat o mare parte din zăpada care a venit pe nepregătite, pe care urmează să o proiecteze pe trotuar. Vă dați seama că pe trotuarul respectiv pot fi sau pot circula persoane, ar putea fi vătămată dacă acea porțiune de zăpadă ar cădea în momentul când cineva ar trece pe acolo. Într-o astfel de situație, tot administrația va fi de vină.
Doar că într-o situație în care apar victime, administrația va răspunde penal, pentru că în momentul ăla lucrurile preiau o altă conotație și trebuie cumva sancționate în altă ordine. În concluzie, administrația unui imobil trebuie să respecte proiectul care a fost realizat de către specialist, de către arhitect și care a purtat după el vari semnături și verificări de la verificatorii atestați, astfel încât să fie realizat respectând normativele în vigoare, astfel încât să nu se ajungă la astfel de situații. Așa că dacă sunteți în proces de realizare a unui proiect și vreți să realizați o construcție, respectați proiectul, pentru că dacă aveți astfel de erori care au rezultat pe lângă proiect, au fost construcții pe lângă proiect, se pot întâmpla foarte multe probleme care pot genera uneori nu doar pagube materiale, ci și victime. În astfel de situații, administrația, asociația de proprietari va răspunde, însă răspunderea asta uneori nu ajută cu nimic. Dar prevenția este cea mai bună, așa că dacă aveți acoperișuri înclinate, respectați ceea ce vi s-a indicat prin proiect pentru respectiva soluție de acoperiș, adică montați accesoriile care v-au fost indicate. Dacă aveți terase, nu acoperiți balcoanele sau nu montați, nu știu, tot felul de accesorii cum ar fi copertine de genul ăsta din panouri, sandwich sau chestii genul ăsta care să proiecteze zăpada pe spațiul public, nu aduceți modificări la construcție fără autorizație. Țineți cont de aceste minime indicații, minime principii, dacă vreți să nu generați niște probleme care uneori pot fi foarte, foarte costisitoare și foarte problematice, chiar și cu vătămarea unor persoane care sunt nevinovate. Pe scurt, dacă vă aflați într-una din situațiile respective în calitate de păgubit, tot ce trebuie să faceți este să mergeți să faceți o evaluare, să aveți un deviz oficial și după aceea să mergeți pe calea amiabilă să discutați cu administrația, cu asociația de proprietari pentru a vă deconta cheltuielile respective. Dacă nu, aveți calea legală și o veți rezolva poate puțin mai complicat, dar va trebui rezolvată și dauna va trebui achitată. Însă, pe partea cealaltă, dacă sunteți administrație, asociație de proprietari, vă rog foarte mult să vă gândiți la ce daune colaterale se pot genera prin proasta administrare a unui imobil. Așa că uitați-vă foarte atent la cum este acoperișul vostru, dacă respectă proiectul. De asemenea, uitați-vă și cum este acoperișul vostru și cum se poate realiza evacuarea zăpezii de pe acoperiș, dacă aveți accesoriile montate. Pe de altă parte, dacă reprezentați asociația de proprietari și sunteți parte a administrației, uitați-vă foarte clar la imobilul vostru pe care îl administrați și de care răspundeți legal, pentru că puteți evita anumite situații de genul acesta. Nu uitați că aveți răspunderea în fața legii pentru o slabă administrare, spre exemplu, așa că verificați acoperișul vostru dacă are accesoriile pe care le aveți și prevăzute în proiect și de asemenea uitați-vă și la ultimele etaje dacă cei care au terase, balcoane acolo au respectat proiectul și nu și le-au închis, spre exemplu, cum a fost în situația pe care am prezentat-o mai devreme, unde cineva a decis să își închidă balconul și în felul acesta nu face altceva decât să arunce zăpada către trotuar, acolo unde este o zonă circulată de către pietoni. Trebuie să fiți foarte atenți pentru că face parte din obiectivul vostru de administrare a unui imobil. Dacă lucrurile astea voi nu le aveți sub control, în momentul ăla sunteți pasibil de a răspunde pentru orice daune se vor întâmpla pe viitor. Sper să nu treci prin astfel de situații și uite-te foarte atent pe unde mergi, pentru că nu putem să mergem liniștiți în baza unor administratori de bloc. Se pare că lucrurile sunt uneori uitate, sunt uneori omise și te poți trezi cu zăpada direct în cap. De asemenea, tot către administrațiile blocurilor vă aduc la cunoștință, cu toate că iarna nu este foarte prezentă, de țurțurii care se pot forma, precum în imaginele respective, că tot voi trebuie să-i dați jos, la fel cum și trotuarele trebuie curățate de către administrația blocului, dar asta am putea să facem și noi, cei care locuim în blocul respectiv, să ajutăm acea administrație să facă curat în fața blocului pe trotuarul respectiv. Așa că mare grijă pe unde mergeți, pentru că se pot întâmpla evenimente neplăcute. Dacă ți s-a părut util videoclipul meu, apasă butonul de like. Dacă ai vreo întrebare sau dacă ai trecut prin o situație similară, scrie-o în comentarii și hai să vedem ce se poate face. Și de asemenea, dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu, apasă butonul de subscribe. Dacă vrei să fii un membru activ în comunitatea mea, ai butonul de join și de alătură-te și în felul acesta vei avea acces la videoclipuri în avans și alte informații dedicate membrilor. Spor la treabă!